Acum, când reducerile abundă pe toate site-urile, fraudele online sunt tot mai prezente sub forma de giveaway, prin care escrocii încearcă să-i păcălească pe oameni să cumpere un card cadou sau le oferă un premiu în schimbul datelor personale. Sunt foarte comune acum apariția unor magazine false care doar încearcă să colecteze date de la utilizatori, date financiare, sau chiar să trimită produse către, între ghilimele, potențiale consumatori direct prin curierat și să refuze plata cu cardul. Așa ne trezim că aflăm că cine știe ce consumator a cumpărat o cărămidă sau a cumpărat cine știe ce, un sac de nisip în loc să primească un telefon sau un laptop. Specialiștii ne recomandă să intrăm pe site-urile magazinelor deja cunoscute. Cât despre cele pe care nu le-am mai folosit, trebuie să verificăm înainte de a comanda dacă sunt reale. Dar dacă totuși am fost păcăliți, trebuie imediat să-i denunțăm. Dacă ne-am oferit datele bancare, atunci este mai complicat. Putem discuta, bineînțeles, cu poliția, putem discuta și cu banca. Nu sunt mari speranțe de recuperare a banilor. Și la clasicul fur din casă trebuie să fim atenți. Hoții profită că oamenii și-au concediu și pleacă în vacanță, iar locuințele rămân goale. Sunt speriată și stau cu frică întotdeauna. Mă închid singură, mă duc mereu și controlez. Controlez geamurile, că sunt la parter, v-am spus, ușile de două ori. Polițiștii recomandă să avem grijă la cei care ne trec pragul casei, iar atunci când plecăm să ne asigurăm casa. Ar trebui să manifestăm o atenție sporită față de bunurile noastre, să le depozităm în condiții de siguranță și să nu permitem accesul în locuință persoanelor necunoscute care se prezintă la ușa noastră sub diferite pretexte. Datele Poliției Române arată că peste 7500 de români s-au trezit cu locuințele jefuite în prima jumătate a anului 2022. Deși mulți se tem să nu devină victime, doar 7% dintre ei au asigurare facultativă pentru furt.